Neața, ce frumoasă este viața! Mă pregătesc să merg la serviciu. Sunt un pic pe fug astăzi. Cam multe ședințe și multe chestii importante și mâine nu ar trebui să muncesc, dar voi munci. Am în minte multe subiecte despre care să vorbesc, dar pentru că mi s-a întâmplat recent, și este un subiect important pentru mine, o să vorbesc despre cum gestionăm tantrumurile copiilor. Toți copiii au tantrumuri. Poate când eram noi mici nu știam ce sunt alea tantrumuri. Sunt momentele acelea de frustrare ale copiilor atunci când nu se pot exprima, când sunt obosiți și fac mici crizuțe de nervi. Unii dintre ei se trântesc pe jos, îi vedeți prin parcuri, pe la supermarketuri și așa mai departe. Ei bine, cum gestionăm aceste momente? Le gestionăm cu calm, cu răbdare, cu empatie. Dacă nu-i putem ajuta cu nimic pe cei mici, pur și simplu îi luăm în brațe, îi consolăm, îi spunem că suntem alături de ei, că îi înțelegem, așteptăm să treacă momentul și atunci poate le explicăm, încercăm să avem o discuție cu ei și așa mai departe. Săptămâna trecută noi am avut joi o zi de sărbătoare, la mine la serviciu s-a dat liber și vineri, deci am avut 4 zile de vacanță, de weekend prelungit, da? Și am petrecut foarte mult timp cu copilul, sâmbătă și duminică am fost doar eu cu ea, am decis să plec de acasă mai mult timp cu ea pentru a lăsa pe taicăsu să învețe, care are un examen mai greu pentru care se pregătește. Joi am avut niște invitați acasă la noi. Shit. Este parcarea blocată? Or not? Am avut niște invitați acasă. După care haide inclusiv pe prietena Emei, Maria, cu părinții ei, totul a decurs ok. Emma s-a comportat foarte ok. Vineri am fost cu Emma la o piscină aici. Am gândit că va fi mai liber pentru că nu era zi liber pentru toată lumea și chiar a fost mai liber. După amiază ne-am întâlnit iarăși cu prietena mea Maria și cu și cu o altă fetiță pe jumătate româncă. S-au jucat foarte frumos. Apoi, vineri am fost la, sâmbătă am fost la mall cu Emma, pentru că s-a anunțat și caniculă și am vrut să fiu undeva unde era aer condiționat. Deci am fost la mall cu Emma și ne-am întâlnit cu mama Mariei și cu Maria pentru o oră sau mai mult. Am fost singură cu fetele și pot să spun că a fost destul de stresant și greu de gestionat, pentru că fiecare voia cu totul altceva și era un pic mai mult stresant să mă ocup de un copil pe care nu știu foarte bine și despre care nu știam cum va putea reacționa. S-a lăsat cu un mic tantrum la Emma sâmbătă pe după amiază pentru că o luase foamea și
și Emma este din naștere, este rea de foame. Deci în momentul când îi se face foame și nu are mâncare imediat, începe criza. Nu știe neapărat să ceară, da? Dar se vede. Dacă este sete, foame și nu este hrănită și hidratată la timp, se lasă cu o mică criză. La fel și când este obosită. Emma se lasă cu un tantrum dacă nu doarme sau așa mai departe. Uneori adorme în mașină, alteori se întoarce obosită de la grădiniță și efectiv adorme. Sau cere ea să se ducă în pat. Și la fel s-a întâmplat și sâmbătă, după ce am luat ceva de mâncare rapid, s-a calmat, criza a trecut, a devenit la comportamentul ei obișnuit. Pot să zic că sâmbătă m-am înțeles foarte bine cu Emma în cele 7 ore cât am fost împreună. I-am explicat că întâi trebuie să mergem la magazine, să-și rezolve mami treburile, apoi trebuie să o duc la o voi duce la locul de joacă de la mall, apoi vine Maria și așa mai departe. În magazine pentru ele a fost plictisitor pentru că sunt copii și vor să se joace, nu au chef și timp să-și probeze mamele lor haine, da? Cât a fost singură cu mine Emma, a fost într-un magazin care avea haine și pentru copii și pentru adulți. Ne-am uitat și la haine de copii, voia și ea să probeze ca și mine. Ne-am înțeles extrem de bine. Când a apărut celălalt copil, lucrurile nu au mai fost la fel de bune. Duminică, tot așa, fiindcă era caniculă și voiam să lipsesc de acasă mai multe ore ca să lăsăm pe tatăl Emei să învețe, am decis să o car cu mine pe Emma peste tot, pe caniculă, însă de data asta nu am mai fost cu mașina, am ales să merg cu tramvaiul, că mi era mie mai convenabil. Și am plecat înainte de prânz de acasă, ne-am dus la un restaurant, am luat prânzul, apoi ne-am dus la masajul meu care era vis-a-vis de restaurant, unde Emma s-a plictisit teribil, deși am dat telefonul, dar după 5 minute mi-a zis că ea nu mai vrea telefonul, că ea vrea să iasă afară și să mă aștepte în stradă, ceea ce oricum nu i-am permis, dar se vedea că s-a plictisit. Apoi am mers spre muzeu, Landes Muzeum din Darmstadt, unde trebuia să ne întâlnim cu Maria și familia ei. Emma s-a comportat foarte ok, deși am mers prin soare, erau 37 de grade. Am intrat acolo, era răcoare, a așteptat frumos să vină Maria. Am vizitat etajul cu animale, care a fost atractiv pentru fete. Ambele fete au 4 ani și ceva, Emma are aproape 5. După ce am terminat etajul care era potrivit copiilor din muzeu, au început sculpturi și picturi și tot felul de chestii care nu sunt așa atractive pentru copii de 4 ani și ceva, da? Atunci se vedea că ele se plictisesc, că nu le interesează și așa mai departe și au început să se joace prin muzeu, ceea ce pentru personalul acru din muzeu însemna foarte mai mult decât necesar. Precizez că muzeul era gol, eram noi și cu încă 2 cupluri în tot muzeul. Am văzut că fetele se plictiseau. Prin urmare am decis să plecăm, să mergem la o înghețată. La înghețată am ales tipurile de înghețată, nu știu ce. Emma, care este foarte pasionată de înghețată, a terminat porția ei. Maria mâncă mai încet, Emma oricum cerea de la toată lumea, înghețată să guste, după ce a terminat porția ei mai voia și am zis că nu se mai poate, pentru că încerc să stabilesc niște limite și să mă țin de niște reguli, nu vreau să le încalc și să-i arăt copilului că mă poate manipula. Dacă stabilim niște reguli, vreau să rămână acele reguli. Deci dacă îi spusesem că luăm 2 cupe de înghețată, luăm 2 cupe de înghețată, nu luăm mai multe.
A văzut că în acel local se preparau ceva sucuri și a început să jelească și ea după un suc de mango sau nu știu ce cerea. Și am zis că nu se poate și atunci s-a declanșat criza. Criza asta a ținut o oră și ceva, efectiv urla și nu mă mai înțelegeam cu ea și am decis oricum trebuia să plecăm acasă. Ne-am urcat în tramvai pentru că, repet, venise cu tramvaiul, a venit tramvaiul destul de repede. Se vedea că este epuizată de la căldură și era obosită pentru că în tramvai s-a odihnit așa pe mine, era și aer condiționat în tramvai și s-a liniștit. Când a ajuns acasă, a mâncat, a băut apă, nu știu ce, noi stăm la 2 km de locul în care am fost, deci am ajuns foarte repede acasă. Și a devenit normală. Deci tind să cred că acest tantrum care s-a întâmplat a fost pe fondul oboselii și epuizării de la canicula din ziua respectivă. Plus că am dus-o în multe locuri în care ea nu a vrut neapărat să meargă, respectiv locul unde merg eu la masaj. Și asta a creat iarăși un fond de stres pentru copil. De multe ori tantrumurile probabil sunt generate și de faptul că încercăm să-i târâm cu noi doar ca să ne satisfacem nevoile noastre, pentru că nu avem alte opțiuni cu cine să-i lăsăm. Vorbind și cu alte persoane, înțeleg că de multe ori tantrumurile unor copii se pot declanșa dacă văd aceleași persoane mai multe zile la rând, cum s-a întâmplat și în cazul nostru. Emma a văzut-o pe prietena ei, Maria, 4 zile la rând și poate cumva și asta i-a generat tantrumul, deși ele se înțelegeau aparent bine, dar am observat că atunci când stau mai mult timp împreună, mai apar mici împunsături. Depinde și de starea fiecăreia. Așadar, învinovățirea mea pe moment a trecut. Mi-am dat seama că a fost doar un episod al copilului meu de 4 ani și ceva. Am trecut peste, am discutat amândouă, am învățat din experiența asta. Am decis că de acum înainte, dacă mai sunt zile din astea călduroase, nu mai ieșim decât în locuri răcoroase, cu aer condiționat, nu mai târăs după mine peste tot. Schimb eu programările în funcție de nevoile copilului. Asta e. Asta înseamnă să ai copil. Eu am încercat să-mi păstrez autoritatea și fermitatea în fața copilului, pentru că vreau să știe de reguli. Repet, se vede la copii singuri la părinți că li se fac toate poftele și toate gusturile și așa mai departe, și că de cele mai multe ori nu păstrăm limitele pe care noi încercăm să le impunem și cedăm foarte ușor la presiunea lor. Și am încercat să păstrez chestia asta, să nu iau mai multă înghețată, să nu iau suc și așa mai departe. M-am ținut de ele. A trecut foarte bine peste tantrum și fără extra înghețată și sucuri și ce mai voia ea. Totul e să ne păstrăm calmul, fermitatea, să le arătăm copiilor că suntem alături de ei, să-i ținem în brațe, să le arătăm că îi înțelegem și așa mai departe. Pe moment, mie tantrumul acesta plus micul tantrum de sâmbătă mi-au produs stres în condițiile în care stătusem toată ziua cu ea și a fost pentru mine epuizant să conduc și să-mi vorbească într-una. Nu sunt o persoană care îi place să vorbească foarte mult când conduce decât când sunt singură. Vreau să-mi păstrez atenția atunci când conduc, să nu am probleme, da, accidente și așa mai departe. Și iarăși, ducând copilul într-un spațiu mare, gen mall-ul,
A trebuit să fiu foarte atentă și concentrată, să nu dispară de lângă mine, să nu se întâmple ceva. Și recunosc că a fost un pic mai mult decât stresant decât să fi fost cu ea acasă și să facem nu știu ce activități împreună. Pentru că tot timpul ăsta eu am încercat să-mi rezolv și problemele mele. Cum am spus, în cazul nostru, tantrumurile se întâmplă atunci când copilul este nemâncat sau neodihnit, când este obosit și nu se poate exprima, să-și arate exact dorințele, că este foame, că vrea să doarmă, și atunci apar aceste mici crizuțe pe care trebuie să știm să le identificăm. De regulă, un părinte sau o mamă recunoaște sau știe când copilul este nedormit sau nemâncat. Mai apar atunci când preiau din comportamentul altor copii cu care petrec foarte mult timp. În general, copiii care petrec mult timp împreună se înțeleg foarte bine în general, dar după o perioadă mai îndelungată de stat împreună, apar mici conflicte între ei, pe care trebuie să le gestionăm tot așa cu calmitate. Și da, cred că este bine la un moment dat să iei și o pauză, ca în orice relație interumană, da? Și soțul și soția merg la serviciu în timpul zilei și nu stau toată ziua bot în bot, că dacă am să 24 de ore cu 7 împreună, vezi situația pandemiei, apar și conflicte în cuplu. Așadar, orice tantrum sau crizuță ar avea copiii noștri, trebuie să o gestionăm cu calmitate, să le arătăm că suntem alături de ei, să înțelegem, chiar dacă noi nu înțelegem criza pe moment, le alinăm suferința, îi luăm în brațe, le vorbim calm, să se simtă confortabil alături de noi, trecem peste momentul respectiv. Când și dacă copiii sunt în stare să ne explice de ce s-a întâmplat tantrumul, avem o discuție cu ei la nivelul lor de înțelegere și noi ca părinți trebuie să învățăm. Dacă tantrumul este creat poate și pentru că noi încercăm să ne satisfacem nevoile noastre de adulți și luăm copiii după noi peste tot, cum s-a întâmplat în cazul meu, trebuie să învățăm să facem și compromisuri. Asta înseamnă să fii părinte, să te sacrifici pentru propriul copil. Așadar, lăsăm de la noi pe viitor, avem grijă ca copilul să se simtă confortabil, îi explicăm dinainte. Dacă chiar nu se poate și trebuie să luăm cu noi, ne gândim la activități de backup, nu știu, o carte de colorat. În cazul meu, eu i-am dat telefonul, că nu aveam altceva cu mine. De regulă îi pun anumite cântecele sau videouri, desene de pe YouTube pentru copii. Și cam atât. Nu știu ce să spun mai mult. Aș dori să știu cum gestionați voi tantrumurile copiilor, cum se întâmplă în cazul copiilor voștri. Repet, nu există copii fără tantrumuri. Nu se poate. Deci poate nu le identificați voi, poate le numiți altfel. Toți copiii au tantrumuri. Pentru că la vârste de genul ăsta nu se pot încă exprima în totalitate, nu se pot face înțeleși și atunci tantrumurile se declanșează datorită frustrărilor care se nasc în ei din cauza lipsei de exprimare, din cauza modului de a se face înțeleși de noi sau neînțeleși. Cam atât. Aș dori să știu și părerile voastre despre tantrumurile copiilor.